Șansele ca finala turneului Features cu premii de 10.000 de dolari să se dispute între două jucătoare din România sunt foarte mari. Joia a fost ziua româncelor, favorita 5. Diana Buzean a trecut cu un dublu 6 la 3 de conaționala sa, Andreea Prisăcariu. Favorita numărul 4, Cristina Dinu, a învins-o cu 6 la 1, 6 la 0, pe Anastasia Vdovenco, Republica Moldova. Irina Maria Bara, a treia favorita competiției, a trecut cu 1 la 6, 6 la 0, 6 la 3, de compatriot Cristina Ene. Singura jucătoare străină care s-a calificat în semifinale, Ana Giulia Remondina, a învins-o pe bulgăroica Dia Eftimova cu 6 la 0, 7 la 6. Finala va avea loc sâmbătă de la ora 17, iar trofeul ar putea reveni unei jucătoare din România. Va urma apoi concursul cu premii de 25.000 de dolari, unde favorită este gălățeanca Patricia Zig.